îngrijită de obicei spune multe despre o femeie, așa că învățăm să fim și noi frumoase și sănătoase. Revine la dialog Dorina, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, bine v-am găsit. Și ca de obicei vii cu femei frumoase și talentate la noi aici. Și mulțumesc Ana, mulțumesc tare mult pentru prezență și Bianca pentru că ne ești alături. Așadar, astăzi învățăm să ne facem o manicură corectă și să o și întreținem, însă ne pregătim oarecum și pentru primăvară totodată, nu? Mai ales pentru primăvară, că acum ies ghioceii, vine căldura, trebuie să fim pregătite tot timpul. Să fim perfecte din cap până în picioare. Dacă până acum ne-am pieptănat frumos, ne-am machiat frumos, ne facem și... Și mâinile trebuie să arate perfect. De acord cu tine. Bun. Hai să vedem, Ana, tu ești astăzi omul nostru. Da. Și îți mulțumesc tare mult. Ne înveți să avem această frumusețe, da? Ce ai realizat tu până la momentul de față pentru noi? O manicură semipermanentă. Bun. Ce înseamnă această manicură semipermanentă? Este o ojă mai rezistentă decât oja naturală, pentru că necesită băgată la lampă. Am și înțeles. Atunci ea rezistă cam 3 săptămâni, o lună de zile. Depinde de ceea ce face clienta cu mâinile. Aha, mai mult în deci apă sau mai puțin. Am înțeles. Lăsăm gospodăria la o parte și avem grijă de unghii. Nu chiar. Tocmai de aia ni le facem semipermanente, pentru că rezistăm mult mai mult. Dacă dăm o ojă normală, atunci la o săptămână a sărit. Bun. Dar dacă dăm o semipermanentă, putem să facem orice. Bun, suntem harnice și frumoase. Da. Așa. Spune-mi, te rog, acest tip de ojă de lac nu afectează sănătatea unghii? Nu. Pentru că ea are o bază de protecție cu vitamine. Și atunci unghia va crește sănătoasă, nu va avea nicio problemă, putem să facem fără probleme. Bun. Ce spui tu din practica ta de zi cu zi? Știm să ne îngrijim unghiile? Le acordăm destul atenție? Din păcate, multe clientuțe, ca să spun așa, își mai fac și singurele acasă. Și când își fac singurele acasă, fac anumite greșeli care nu sunt ok pentru... Hai să vedem primele trei care îți vin ție în minte. Primele trei. În primul rând, oja dată greșit și atunci dată pe cuticul arată inestetic. În al doilea rând, și este o problemă destul de gravă în zilele de astăzi, panarițiu. Panarițiu sau... Știți ce înseamnă bunesc, o pieliță desprinsă, se face puroi și așa mai departe infecții. Eu zic că e mult mai ok să meargă la un specialist pentru a nu ajunge, pentru că la astfel de situații se ajunge și la operație. Exact. Și atunci zic că nu este ok. Și al treilea pe listă? Și al treilea pe listă, de ce să se chinuie singur acasă când poate să meargă la specialist și în 40 de minute, maxim o oră, a rezolvat problema. De acord cu tine. Apropo de mersul la specialist, trec cele 3-4 săptămâni. Cum facem? Cum îndepărtăm această manicură? Singure acasă sau totuși venim la un specialist? Nu. Această ojă se îndepărtează cu o folie specială și cu o soluție specială. Se împachetează unghiile și se stă vreo 10 minute, un sfert de oră, după care ea înflorește pur și simplu, se desprinde după unghie. Și atunci unghia nu este nici zgâriată cu pila, nu este nici afectată, că n-are cum. Perfect, te las să-ți faci treaba acolo. Mulțumesc. Pentru că avem o recomandare pentru primăvara aceasta. Mă întorc la tine, Dorina. Așa cum am anunțat, noi avem un concurs frumos împreună, avem un premiu care merită să fie câștigat. Da? Reamintesc regulamentul concursului nostru, avem 4 cuvinte cheie ale acestei luni, februarie. Le notăm pe toate și le trimitem fie pe adresa de e-mail, fie pe pagina de Facebook cu mențiunea pentru concurs formare clasă. Cursul cuprinde 3 meserii. Prima este de manicură pedicură, a doua frizerie, a treia coafor. Este un curs foarte performant, destul de bun pentru începători și recomand cu mare încredere. Bun, și venim la tine de la mic la mare, da? Da, minim 16 ani și maximul cât cuprinde. Așa. Și nu trebuie să avem o pregătire. Nu, chiar deloc. Chiar specială. Este indicat să nu avem nicio pregătire pentru că sunt cursuri de începători. Sunt adresate exact începătorilor care nu știu nimic și vin practic și iau de la zero. Cât durează cursul? Cursul acesta durează 5 luni. Cuprinde și o mică vacanță în fiecare perioadă. Ca să nu fim stresate? Ca să nu fim stresate, să ne relaxăm. Deși elevii mei întotdeauna se întorc cu drag și spun: Doamne, a durat prea mult vacanța. Am înțeles. Deci le plac mai mult la școală. Și după acest curs înțeleg că putem cu această diplomă... Da, este o diplomă autorizată și este recunoscut atât în țară cât și în Uniunea Europeană. Și putem să ne angajăm foarte frumos și la noi în țară și în altă țară care aparține de UE.
Bun, îți mulțumesc tare mult pentru aceste detalii. Revenim la faptul că, iată, de câteva ediții încoace, noi mergem foarte mult pe lucrurile acestea practice de zi cu zi. Toată ziua ne spălăm pe cap, mă rog, sau la două zile, fiecare, toată ziua ne machiem. Mergem și la o manicură și la o pedicură. Dar de multe ori nu știm cum să le facem corect. Deși sunt atât de la îndemână, la ordinea zilei, le scăpăm realizarea lor calitativă. De ce? Nu suntem conștiente de faptul că fiecare pas pentru propria sănătate contează? Nu, nu că nu suntem. Conștiente, e greșit. Nu suntem informate. Asta e singura chestie care lipsește, informația. Și de aceea este recomandat să mergi la un specialist sau să faci un curs. Părerea mea este că în momentul în care nu toată lumea are atracție pentru un curs, pentru această meserie, sigur, și atunci poți să mergi o dată de două ori la un specialist, poți să întrebi, pentru că noi pentru asta suntem plătiți în domeniul nostru, să și răspundem clienților, să-i sfătuim, să-i consiliem în ceea ce au nevoie, și atunci e de ajuns să pui în practică tot ceea ce... Și uite, așa evităm anumite infecții, chiar și la nivelul unghiei, foarte dacă venim la omul foarte potrivit. Importantă. Hai să ne destindem puțin acum și să vedem, aplicăm ceva floricele, văd eu acolo, pentru acest anotimp de primăvară. Da, așa. Există o modă în primăvara aceasta în ceea ce înseamnă manicură? Da. Se poartă foarte mult albastru. Se poartă turcoazul. Lila. Deci cam astea sunt culorile de vară, ca să spun așa, primăvară-vară. Și bineînțeles se poartă ce stă bine. Pentru că trebuie să-ți mai stea bine și ca ten. Sigur că da. Hai să vedem. Unghii mai scurte, unghii mai lungi, pătrate. Se poartă și unghiile scurte anul acesta, dar nu și roase. Cele nu roase, Doamne ferește. Chiar și unghiile migdală. Chiar dacă s-au purtat anul trecut, anul ăsta se pare că este nebunie cu aceste unghii, pentru că sunt foarte plăcute. Bun. Acum, hai să vedem ce se întâmplă în acest proces. I-am aplicat un finish pentru a sigila foarte bine ceea ce am făcut și a rezista. Hai să vedem ce ai făcut. Că am văzut în imagini, dar poate că nu știm să vorbim. Da, i-am aplicat, ați văzut culorile, așa, după care am aplicat un acțipil, care se bagă în apă înainte, așa, este foarte cerut la ora actuală acest acțipil, pentru că sunt foarte multe modele și par pictate. Așa, avem aici un puzzle de acțipil. Da. Pentru fiecare sărbătoare în parte, se pare că tot apar și de Crăciun și de Valentine's Day. Mai scutește munca. Și scutește, da, exact, scutește foarte mult munca, pentru că nu mai stai foarte mult să pictezi, să pierzi timp, ai pus ăsta și gata, clienta este foarte mulțumită. Așa, perfect. Bun. Acum, spune-mi, este foarte important să ne informăm asupra cabinetului sau salonului. Da. Eu, dacă aș merge ca o clientă, e bine... să mă uit, să văd de unde scoate acele ustensile, să rog să fie, să mai fie sterilizate încă o dată, ca să fiu sigură de sănătatea mea, pentru că, până la urmă, nu vreau să iau nicio boală. Care ar fi? Ce boală putem Hepatită. Lua? Hepatita C foarte mult se ia și chiar și SIDA. Bun, eu mulțumesc tare mult pentru această prezență și pentru și că noi vă am trecut și prin partea asta estetică, însă și prin sănătate. Nu e lucru simplu și tocmai de aceea, vorba ta, există atâția specialiști în toate domeniile în țara asta, hai să profităm de ei, că nu s-au școlit degeaba, nu? Sau nu degeaba aducem noi pe cei mai buni din școala noastră la televizor să vă arătăm câteva trucuri. Bun, așadar, reținem un aspect foarte important. De la o manicură nerealizată corespunzător, ne putem alege cu o hepatită C sau cu SIDA. Ferească Dumnezeu! Și acum mergem și ne relaxăm. Terapie prin artă, Liliana Mazgrea se revine aici la Dr. H. Avem un cufăr, dacă tot nu-l umplem cu bani, măcar să fie plin de flori. Așa că rămâneți în fața micului ecran cu Dr. H.